vreau să-mi spui, te rog frumos, pentru că ne aflăm la deschiderea unei clinici, ce intervenții estetice ți-ai face tu, nu știu, la 60 de ani? Habar n-am, când efectiv... Bă, să... Da. Problema, pentru că până atunci sper, Doamne, să mă ții ok, să pot să fac sport, să mă mențin așa cum mă mențin și acum și să nu am neapărat nevoie de anumite lucruri, dar să schimb, dar da, pe la 60 de ani probabil că nu o să mai zic nu. Dar și atunci să știi că nu mi-aș dori să, nu știu, arăt încât să... nu mă mai recunoști sau încât să am pielea prea întinsă, chiar dacă ok, ne dorim forever young să fim cu toții, dar n-aș vrea, nu știu, să mă vezi că pai că beau sucul cu paiul, știi, și încurge pe lângă, știi, la cât de întinsă ți-e fața, nu mai ai niciun mușchi, nu. Probabil mici ajustări acolo, cât să, na, nu știu, anumite riduri, dar repet, nu prea mult, adică eu mă uit mereu la mama, Dumnezeu să-i dea sănătate, care are 62 acum, care arată ok, se vede, are riduri, are, na, sunt riduri de expresie și la noi până la urmă, și eu am niște riduri de expresie, dar cred că asta te face și mai frumoasă sau mai frumos, știi, ca om, adică până la urmă se vede că ai trăit frumos, că... Și mă uit la ea cât de frumoasă e, mereu o admir. Fetele vor să devină mai frumoase sau să pară mai frumoase. Ce părere ai despre femeile care își pun filtre excesive sau care folosesc editul excesiv? Filtre. Cu toate. Nu toții, că voi nu cred că vă puneți filtre. Dar noi femeile ne punem. Ne punem de ce? Mie una. Îmi place să mă joc din când în când. Da, poate nu sunt nemachiată într-o zi și hai să-mi pun un filtru. Sau nu că aș avea o problemă cu asta, că m-am văzut o țară întreagă nemachiată atâtea... dar recunosc că îmi place să mă joc, îmi place să meditez pozele, îmi place. E cumva, ține și de munca mea și îmi și place să stau pur și simplu să fac treaba asta. Dar în același timp, eu sunt foarte mulțumită de cum sunt eu în viața de zi cu zi, lăsând la o parte online, un Instagram și mai departe. Cred că asta trebuie să urmărească femeile, nu să fim mai frumoase sau să fim nemulțumite cu noi. Pentru că niciodată nu o să semeni cu cealaltă și nici nu mi-aș dori. E una și cred că nici o femeie să semene cu alta. Adică, cred că aici constă frumusețea. Prin simplu fapt că ești tu unic și ești tu, indiferent. Și eu am o grămadă de defecte, de așa mai departe. Important este să știi să și prin machiaj, și prin, nu știu, felul tău de a fi, și prin atitudinea ta, și prin mersul tău, și prin cum vorbești și așa mai departe, contează să explici mai frumos la tine. Chiar dacă poate alta e mai frumoasă la față, sau are un corp mai frumos, sau habar n-am, sau e mai cunoscută, sau nu știu, în momentul în care tu te prezinți într-un fel, nici nu mai contează altceva, părerea mea.